studioul nostru se află miniștrii de externe din Republica Moldova și din România. Bună seara, doamna Natalia German. Bună seara, domnule Titus Corlățean. A spune la mulți ani pentru aniversarea 22 de ani de independență, pentru că vreau să-i trag pe români un pic în urmă. Acum 20 și ceva de ani, acum 15 ani, acest moment era cumva marcat printr-un pod de flori, prin efuziuni sentimentale. Anul acesta aș puncta eu din capul locului, lucrurile au fost mult mai pragmatice și mai concrete. A fost inaugurat un gazoduct Iași-Ungheni, care va da Republicii Moldova un ajutor foarte consistent, a spune, din partea României. Întrebarea mea este acum, la 22 de ani după câștigarea independenței dumneavoastră, cu permisiunea noastră, domnule ministru, cum se vede România de la Chișinău astăzi? România se vede de la Chișinău drept un partener de încredere, un partener fidel pentru Republica Moldova în ceea ce privește relația bilaterală între țările noastre și în ceea ce privește realizarea acelui proiect european pentru Republica Moldova, care actualmente caracterizează procesul de reforme importante, multidimensionale, pe care le implementăm ca să ajungem în Uniunea Europeană. Tot ce face România în perioada actuală ne se prezintă un sprijin și o asistență din punct de vedere cel mai reușit și cel mai pragmatic. Și ceea ce ați menționat dumneavoastră inițial, și anume marcarea aniversării de 22 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, este cea mai elocventă dovadă a acestui fapt. Domnul premier Victor Ponta, cu o delegație guvernamentală, ne-a vizitat țara ieri și la Chișinău și la Ungheni. A fost dat startul acestei construcții unui gazoduct care va uni Republica Moldova cu piața energetică europeană. Rolul României în acest context este unul cu adevărat determinant. Cu atât mai mult ar trebui să respectăm acel termen de finalizare. Nu, tot anul acesta ar trebui să fie gata, domnule ministru. Și vreau să vă întreb pe dumneavoastră, pentru că sunteți gazda astăzi, dar așa cum a precizat și doamna vicepremier Natalia German, este o altă funcție pe care o aveți în cabinetul de la Chișinău. A fost un dute vino în sensul bun al cuvântului între București și Chișinău în ultima perioadă, la toate nivelurile, președinte, premier, miniștri de externe. Asta ce înseamnă? Suntem avocații Republicii Moldova la Bruxelles? Gândiți-vă la faptul, și am spus-o și astăzi în plenul reuniunii anuale a diplomației românești, care a avut drept invitat de onoare pe doamna vice-prim-ministru și ministru afacerilor externe din Republica Moldova, pe doamna German, precum și pe ministru de externe din Lituania, președinția în exercițiu a Uniunii Europene, prima oară când se întâmplă așa ceva. Am spus-o în plen, gândiți-vă la faptul că între România și Republica Moldova pe Prut, acum 4 ani, acum numai 4 ani, exista însă încă sârmă ghimpată. Astăzi, relația a ajuns la un nivel de excelență, cu sute de vizite, de contacte oficiale la nivel politic, diplomatic, la nivelul ministerelor, domeniul cooperării sectoriale. România este mai mult decât un avocat. Am auzit această formulă. Eu, ca membru al baroului București suspendat, nu agrez această formulă. România nu este un avocat a Republicii Moldova. Este primul susținător și pragmatic, dar și cu inima. Vorbeați de pot de flori și de pragmatism. Cred că e nevoie de ambele. Și de pragmatism și de multă inimă, de mult suflet, pentru că astfel de relație specială trebuie susținută în ambele feluri. România, da, susține extrem de consistent și este în prima linie demersurile europene, obiectivele europene legitime pe care Republica Moldova și le-a fixat în mod suveran, legitim. Dorința de asociere la Uniunea Europeană pentru o viitoare integrare efectivă în Uniunea Europeană e un obiectiv pe care România în mod firesc îl susține din toate puterile. Și poate interveni ceva până la summitul de la Vilnius din noiembrie, când ar trebui să semnați acordul de asociere cu Uniunea Europeană? Sperăm să intervină tot mai multe proiecte concrete, proiecte de conexiune a Republicii Moldova la spațiul european, din punct de vedere valoric, în primul rând.